bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că astăzi ne aflăm într-un loc superb din județul Gorj. Este de o frumusețe aparte. Vom vorbi despre istoria acestuia, dar și despre viitorul acestui loc, pentru că există tot felul de proiecte care pot avantaja și pot promova județul Gorj. Alături de mine se află domnul Petre Bumbaru, moștenitorul Conacului Dobrița. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în emisiunea noastră și că vreți să ne mărturisiți puțin așa, să ne povestiți câte, eu știu, o file din istoria acestui loc. Domnișoara, mă bucur în primul rând că ați ajuns la mine. Eu am mai participat la câteva emisiuni la diverse televiziuni și tot ce înseamnă o promovare, o aducere la cunoștință cât mai largă a oamenilor, începând cu județul nostru, dar și în afară, e binevenită. Și vă mulțumesc pentru că m-ați interpelat și ați venit aici. Așa cum spuneam, aș vrea să începem cu istoria acestui frumos loc. Aș vrea să îmi spuneți de cine a fost construit acest imobil și ulterior cui i-a convenit de-a lungul anilor. Da, întrebarea e bună. Inițial, conacul a fost construit în circa 1857-60, deci nu sunt un istoric ca să știu cu exactitate, într-o formă mai simplă, dreptunghiurală, cum erau culele la acea vreme. El a aparținut de început doctorilor Culcer, e vorba de Dimitrie Culcer, străbunicul, străbunicul meu, adică tatăl bunicului meu. Ulterior a trecut la Dimitrie Culcer, al doilea, doctorul Dimitrie Culcer, sunt toți o familie de doctori. Iar mai târziu, în 1930, străbunicul și străbunica l-au lăsat prin donație bunicei mele, Ana Culcer Petrescu, și bunicului meu. Să spunem că a aparținut familiei Culcer. El avea o formă mai simplă, dreptunghiulară. În 1938 sau 1939, bunicul fiind într-o poziție înaltă și de prestigiu la acea vreme, a hotărât renovarea și mărirea și, cum să spunem, aducerea la o casă de prestigiu acestui conac pentru a putea fi folosit în diferite scopuri. Pe lângă că devenise casa lor de vară, unde se întrunea familia, unde se vedeau frații, doctorul Dimitrie Culcer, străbunicul, a avut 5 copii, 4 fete și un băiat. Dintre aceste 4 fete, una era bunica mea, iar băiatul era doctorul Max Culcer, binecunoscutul Max Culcer, tatăl doctoriței Culcer de astăzi, care mai trăiește încă, și a lui Petre Culcer. De acest loc se leagă și un episod, să-i spunem așa, în sensul că regele Mihai s-a aflat aici pentru câteva zile, fiind, eu știu să-i spunem, în exil, dar de fapt a fost mai degrabă ca o mini-vacanță datorită frumuseții acestui loc, și mă refer când se ascundea de armată. Spuneți-mi despre acest episod, cum a ajuns aici, prin ce, eu știu, întâmplarea vieții. Te-aș corecta lejer, a fost adus și ascuns de armata română pentru a fi protejat de eventuale represalii din partea armatei hitleriste în degringoladă. În imediată apropierea lui 23 august 1944, pe care comuniștii au vrut întotdeauna să ne prezinte ca o așa zisă eliberare sub jocul fascist, deci era versiunea oficială, o țin minte și eu de la școală, ne scoteau la sărbarea acestei zile și se chema eliberarea sub jugul fascist. Într-adevăr, nu este eliberarea sub jugul fascist, ci este întoarcerea armelor și ducerea spre armistițiu, care a fost semnat în 12-13 septembrie 44. Dându-și seama de, dacă vrem, de riscurile la care era supus și la pericolul care îl păștea, dovadă că Palatul Regal a fost bombardat fix în 23 august, deci armata germană a tras asupra Palatului Regal și o aripă întreagă a fost distrusă cu relativele colecții de artă. Deci se
bănuia că va fi o schimbare de rută. România era deja într-o gravă dilemă și se dorea schimbarea alianțelor. După dezastroasa intrare și invazie a URSS-ului sau Rusiei Comuniste, cum vreți să o chemăm, și înfrângerile obținute acolo după o inițială victorie de la Odessa, pe care o știm din istorie, armata română a suferit grave înfrângeri și a trebuit să plece mare grabă în fața avansării Armatei Roșii din Odessa. În România se pregătea deja discuții și tratative pentru întoarcerea armelor, semnarea unui armistițiu. Au fost în acest sens întâlniri secrete, chiar unele știute și dorite de Antonescu. Deci sunt aspecte mai puțin clare din istoria noastră. În momentul în care regele și guvernul au hotărât schimbarea de alianțe, au extras pe majestatea sa de la București și l-au adus aici. De ce? La Dobrița. Au fost mai multe variante. Se punea problema de a fi dus la Sadu, la un alt general al Armatei Române. Se punea problema de a fi dus încă într-o locație, tot în Gorj. Până la urmă a fost ales acest conac din cauza că putea fi cu ușurință păzit, s-au făcut tranșee în jurul satului și nimeni nu știa unde era regele în 24 august, când palatul era bombardat. Dânsul a stat aici într-o relativă calmă și, cum se spune, în bucurie și împreună cu regina mamă se plimba prin aceste sate, intra pe la țăran prin curte, sunt multe întâmplări relatate de oameni mai în vârstă, dintre care unii nu mai sunt, mulți nu mai sunt, aș zice. Iar la 12 septembrie s-a dus la București și a semnat armistițiu. Deci este vorba de 19 zile, 20 de zile, să spunem, în care a fost adăpostit aici. Spuneți-mi cum a fost momentul în care ați preluat acest conac și în ce stare l-ați găsit? Da, bună întrebare. În decembrie 1994, între două avioane, eu am plecat din țară în 70, sunt ceea ce se chema fugar sau trădător de țară pe vremea regimului comunist, sau refugiat politic, care mi-a fost postura față de autoritățile unde am stat. M-am venit aici în 94, în decembrie, împreună cu doctorița Culcer de la Municipal, verișoara mea, și ea mi-a zis, haide pe la Dobrița, că eu mă duc la mama, mai trăia mama dânsă, Ianița, atunci, și am venit încoace. Era o zi friguroasă de decembrie, în Târgu Jiu, frig, chiciură și ceață, mi-aduc aminte, iar când am urcat aici, loc pe care nu l-am văzut niciodată de-a lungul vieții mele până atunci, am intrat în curte și am simțit parcă ceva, deci parcă din totdeauna sunt în acest loc, parcă. A fost vorba de chemare. A fost vorba de chemare, a fost vorba de legătură cu pământul, a fost vorba de origine, nu pot să descriu ce, dar parcă mi s-a părut ceva familiar, cu toate că în vremea comunistă nu am fost niciodată aici. Ne era strict interzis să ne apropiem de aceste locuri. Mai ales că ați plecat foarte tânăr fiind, da, după cum spuneți. Am plecat din țară la 19 ani, în 1970. Sunt clasa 1951, deci astăzi, zilele astea, am exact 66 de ani. Mai lipsește încă 6 luni să ajungem la 666 acum. Cam astea e vârstea și vreau pentru anii buni pe care îi mai am să fac ceva concret în acest loc. Doresc să fac ceva. Eram într-o stare avansată de degradare, să-i spunem așa, acest loc? Da. Ca toate conacele și frumusețile astea arhitectonice confiscate comuniști în anii bestiali, vorbim 48, 47, 49, 50, în primii ani ai comunismului, era distrus în proporție de, să spunem, 65%. Într-adevăr, conacul mare, deci clădirea principală, este atât de solidă și are zidurile atât de groase și atât de bine făcută și a suferit acea consolidare din 38 făcută de bunicul meu. Bunicul meu a consolidat în 38 cu ajutorul arhitectului șef al orașului, anume Doppelreiter, Julius Doppelreiter, cine de specialitate știe,
acest conac și l-a folosit precum o casă de protocol de întâlnire a oamenilor vremii, atât politici cât și oameni de industrie și de cultură. Această familie Culcer a promovat și a încurajat tot ce înseamnă poezie, pictură, artă și tot ce a ținut de educație. Tot ce a ținut de educație a vremii și ne-am ales cu cei de care au prins anul 44-47, să spunem mai mult 48-51, cu domiciliu forțat. Părinții mei au fost luați din Gor și aruncați în Moldova, în deportare. Eu m-am născut la Târgu Neamț, deci iată că unii spun ce vrei, mă, ești moldovian, după buletin sunt moldovian, dar din toate părțile dar ca sunt, suflet oltean. Ca suflet sunt de aici, din toate părțile. Astăzi, la 22 de ani de când trăiesc aici, sunt mai afurisii decât olteneștii ai noștri, în anumite cazuri. Aș vrea să-mi spuneți cum este folosit acest conac în prezent. Ce se întâmplă? Aveți acțiuni, eu știu, vara, primăvara sau, da, eu știu, este folosit și ca imobil de protocol? Da, această conac a funcționat între anii 2002, 2003 și 2007, să spunem 8, precum pensiunea agroturistică autorizată cu trei margarete. Eram înscris în Antrec și funcționam, primeam oameni, aveam toate autorizațiile necesare și așa a fost cunoscută de multă lume în județ și în țară. Și după, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, în calitate de român reîntors și cum ne e obiceiul nostru trist în țară, am trecut printr-o serie de neplăceri cauzate de răutate, invidie, prostie și de niște factori politici la acea vreme. Am avut mari neplăceri, am trecut cu bine peste ele și aceste lucruri mi-au compromis grav activitatea, cum să spunem, prestigiul și renumele de atunci și am fost nevoit să închid. De ceva vreme încoace, m-am pus din nou pe o restaurare mult mai solidă și voi funcționa, zic voi funcționa, deoarece în momentul de față ceea ce fac este pro bono și fără interese financiare, financiare, pecuniare, materiale, cheamă-le cum vrei. Am făcut două tabere de pictură pentru tineret și anul trecut au venit o școală de pictură de la Chișinău, niște copii foarte buni care au timp de 10-12 zile au pictat neîntrerupt aici, conduși de profesorilor. Eu am stat în mijlocul lor, le-am făcut de mâncare, le-am adus când nu aveam cu un catering, am stat cu ei, m-am plimbat cu ei și mi-au făcut și mie niște tablouri, mi-au lăsat aici niște tablouri pe care le putem vedea, niște copii foarte talentați. Am primit o invitație la această Academie de Arte la Chișinău cu ocazia asta, mă bucur să cunosc și surioara noastră mai mică, Republica Moldova, și să văd și eu, că am auzit că sunt fete tare frumoase pe acolo. Și după care am mai făcut un simpozion istoric anul trecut, în august, nu, mă zic mai bine, la începutul septembrie, pe tema momentul 23 august, momentul istoric, colocviile de la Dobrița, 23 august 44. Am fost autorizat și am primit acordul marelui istoric Neagu Giuvara și s-au chemat colocviile Neagu Giuvara ediția 1. La acest an, vorbim de august 2017 sau mai bine zis 3-4 septembrie, va avea loc ediția 2, colocviile 23 august, unde vor veni mai mulți oameni, va avea un răsunet major. E vorba de ambasade, de profesori de istorie, de câțiva studenți meritorii care vor fi aici și va fi dat un amploare și în presă acestui eveniment. Între timp am mai fost vizitat de... Dacă există turiști, eu știu, din România care vor afla de acest conac și vor să-l viziteze, cum pot face acest lucru? Cum vă pot contacta? Bună întrebare. Există deja niște indicații în acest sens. Mi-am făcut un Facebook, să spunem, un pic mai de casă, mai primitiv așa, deoarece nu stăm grozav cu mijloacele și începem să promovăm pe diferite site-uri de specialitate sau
care au de-a face cu asta, cum e, de exemplu, al vostru. Chiar mă bucur că m-ați interpelat. Astfel ca oameni să vină, dar atenție, vor veni la comandă, vor veni anunțați dinainte și se va avea forma unei vile de protocol private care va primi când va fi solicitată. Deci nu fac aici nici restaurante, nici chefuri, nici nebunii, pentru că implică niște eforturi materiale deosebite. Prefer să mă mențin la un nivel minim de... Mai degrabă oferiți acest loc oamenilor care vor să vadă frumusețile județului Gorj și aș vrea să vorbim și despre lucrurile din împrejurim care pot fi vizitate, pentru că sunt destule locuri frumoase și de o frumusețe extraordinară cum nu există în multe județe. E adevărat. S-au verificat câteva chestiuni de genul ăsta. Deocamdată vin pe sistemul relațional. Vin chiar și din partea autorităților care încep să înțeleagă potențialul acestui loc. Am depus o ofertă la Muzeul Județean, la Consiliul Județean, la Prefectură și m-am oferit în mod gratuit să fiu, cum se spune, anfitrion și traducător în cazul unor delegații străine. Menționez că vorbesc cursiv și scriu 6 limbi de mare circulație și pot fi de folos și județului și imaginii județului. Nu urmăresc după asta nici să fac bani, stau bine din punct de vedere material și n-am nevoie să mă îmbogățesc cu ce pot face din cunacul ăsta. Da, undeva la vară vor putea veni turiști din țară, dar mai mult individual și în grupulețe mici și voi apela la serviciile altora pentru alimentația publică, pentru că nu vreau să țin aici 3 bucătari și 4 recepționeri și să fiu îngropat de impozite și de taxe. Cred că pot să spun așa ceva, nu e atât de critic. Spuneți-mi ce se poate vizita aici, aproape de acest loc. Avem, bineînțeles, Mănăstirea Tismana, care e o frumusețe și un unicat în peisajul monacal românesc. Cum coborâm de aici la 15 km e Tismana, care e cunoscută de multă lume în țară, dar aș zice eu că mai este încă loc de extindere promovare. La treaba, promovare. Avem nou creatul Muzeu al Tezaurului Românesc, inaugurat în această vară, nu în această vară, în vara trecută de către BNR, deci este finanțat și făcut cu marele ajutor al BNR-ului. Cu aceeași ocazie menționez că l-am avut aici pe domnul guvernator Muguri Zărescu în vizită și a apreciat și a plăcut foarte mult acest loc anul trecut când a fost la inaugurarea muzeului și am avut multe ambasade și chiar voi mai avea ambasade în România. Trebuie să ne facem cunoscuți, nu numai eu nume personal, ci oferă județul. Avem niște văi splendide, e aici Sohodolul, sunt alte văi mai puțin cunoscute paralele care sunt de o frumusețe rară. Aș mai menționa etapa națională de 4x4 inventată de primarul nostru, tânărul Adi Câmpeanu, care e un primar foarte activ și dezghețat față de dinozaurii trecutului care au populat multe primării din țară, măcar de-a mea primar mai tine. Dinozaurii, crocodili, da. Eu știu, vorbim în termen de zoo, nu se supără nimeni, sper. Aș vrea să vă întreb, pentru că îmi spuneați că ați trăit foarte mulți ani în străinătate și ați vizitat multe locuri extraordinare. Străinii cum văd aceste locuri, aceste meleaguri? Pentru că de multe ori ei se confruntă cu lipsa, eu știu, acestor locuri tradiționale sau cel puțin unii vin din străinătate să vadă ceea ce noi avem în România. Da. Și n-aș vrea să cred că este doar o strategie de marketing și ne promovăm. Deci cine a venit la mine? Cine a venit în acest loc? Eu cred că numai eu personal am adus peste 100 de străini aici. Au fost niște ambasade, au rămas pur și simplu minunați de frumusețea, de sălbăticia acestor locuri și s-au mirat cum de nu sunt cunoscute. Deci eu zic că ar fi imperativ și necesar ca să ne prezentăm la mai multe târguri internaționale cu ce are acest județ,
să apară în mult mai multe locuri despre ce putem oferi aici și cum le putem oferi. Zic că mai nou, de circa un an jumate, doi, tânărul primar al Târgu Jiului, Adrian Tudor, face mult în acest sens, nu numai de concerte și de chermeze și de muzică populară, dar și inițiative culturale în ce îl privește pe Brâncuș, în ce privește promovarea monumentelor. Și cred că ar trebui mers mai mult pe natură, pe posibilitatea de sporturi extreme, pe prezentarea unor văi și a unor munți de o frumusețe rară. Și care... pe întoarcerea la origini, dacă da, putem să-i spunem așa, tinerii și copiii, pentru că ține și de formarea lor în timp, în legătură strânsă cu natura și cu tot ceea ce ne oferă frumos județul Gorj. Eu zic că pădurile noastre în acest județ au fost menținute într-un mod decent, la o limită de 90-95%, nici pe departe jaful pădurilor, de care mult se vorbește acum, care s-a verificat în Moldova sau în Ungurime. Deci pădurile în județul nostru au fost ținute bine de ocoale silvice. Mai altceva, s-a restituit vechilor proprietari sau moștenitorilor acestora mare parte ce au avut și ne-au dat posibilitatea să ni le administrăm ori privat, ori să ni le vindem cui poate să le țină. Deci aș mai zice în sus și în gura mare că restituirea imobilelor, a caselor și a proprietăților în județul nostru, chiar dacă a avut an și an de rândul un anume colorit, s-a făcut în maniera aproape integrală. Deci guvernanții noștri aici și-au făcut treaba în acest domeniu. Eu mă pricep bine pentru că am obținut toate proprietățile și aș zice că e meritul lor. Să trecem din nou la turism și la cultură. Se pot organiza tabere de tineret. Eu însumi am oferit pro bono și cum să spun, fără interese materiale, acest loc, bibliotecii Gorj, inclusiv acestor tineri care stau lângă mine, pot veni cu profesorii lor, am vorbit cu diriginta fiului meu. Vreau să fie cunoscut locul, să fie cunoscute frumusețile astea și de cine stă în Târgu Jiu. Eu vă spun că multă lume în județ și în oraș habar n-are ce de e locul ăsta. Acestui loc. Deci, implicit vă mulțumesc de vizită și de emisiune și zic eu că trebuie, bine, și făcute niște pliante, mai nu avem un centru de promovare simpatic și bine făcut de Consiliul Județean, cred, în strada Crișan, care a început să miște, deci ceva se face, dar nu ajunge. Cred de la nivel național că al nostru guvern trebuie să bage mâna la buzunar și să reactiveze birourile de turism în diferite țări, în special în cele din Comunitatea Europeană. În loc să se arunce de multe ori bani, și nu vreau să fac critici politice, să se investească în promovarea țării, implicit a județului, în țările UE în primul rând și mai departe. Uitați, aducerea ambasadorului american aici a fost o idee foarte bună, nu știu cui aparține. Responsabilii noștri județeni trebuie să invite ambasade ale țărilor mari și importante din UE și ulterior Canada, America să se implice astfel alter, încât se implice numele județului personal. Să ajungă cunoscut și în afara granițelor. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit aici. Din păcate, timpul s-a scurs, s-a trecut foarte așa repede. Așa e mereu la voi, cu timpul sunteți limitați, înțeleg, dar bine ați făcut că ați venit și încă o dată vă invit, când aveți inițiative, veniți și le faceți în aer liber. Curte la dispoziție, veniți cu bocceluța, aduceți niște alimente, eu mă joc de bucătarul, ce să vă zic mai mult. Am fost bucătar și cofetar, asta vreau să menționați, și place la multă lume, că urmăresc personal anumite mici evenimente. Nu-mi plac evenimentele mari, nu-mi plac nunțile cu gălăgie multă, îmi plac micile evenimente, 12, 15, 18, 20, poftim un autobuz în curte. Vara am avut aici ambasade de răsunet, am avut evenimente, am avut o masă cu soțiile ambasadorilor NATO cu puțin înainte de intrarea României în NATO și cu ciupercile și cu mâncărica făcută de mine și de mâna mea, le-am cucerit, așa aș zice, între ghilimele, pe nevestele ambasadorilor.
să zic că nu sunt modest și nici n-am să fiu niciodată, dar mai dau câte o glumă și eu pe aici. Am înțeles. Mulțumim foarte mult încă o dată și, sigur, invitați-ne la evenimentele pe care le veți desfășura aici, pentru că tot ce ține de promovarea acestui județ este și domeniul nostru de activitate. Vă invit, vă voi invita, dacă zic corect, n-am uitat încă limba română, chiar dacă a stat un sfert de secol pe dincolo și îmi place să fiu și eu în mijlocul unor evenimente, pentru că anii buni pe care mai am, aș mai menționa un lucru, am în proiect o tabără internațională de tineret și de sporturi extreme pe una din aceste văi, Valea Șușița Seacă, pe terenul proprietatea mea. Am urbanizat și sistematizat niște parcele de teren care aparțineau familiei pe malul unui râu de munte și acolo am o idee care poate va face tema unei alte discuții, pentru că vreau să vină și acolo voi oferi gratuit o perioadă de tabără pentru, ori pentru copii săraci, ori pentru copii talentați, nu știu, încă trebuie să mai formez ideile, că aici lucrurile se schimbă în România de pe un moment într-altul. Ce să mai zicem? Bun, ne veți ține la curent. Da, vă voi ține la curent și mă bucur să fac obiectul interesului vostru și al altora ca voi și vreau tineret să vină, să vadă, să viziteze și să povestească ce se întâmplă la noi și în localitățile de provincie și la sate, deci de ce nu? Bun, vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră celor de acasă care ne accesați site-ul și vă invităm și de această dată, ca duminică, începând cu ora 22, să accesați www.cultcratimaura.ro, iar la rubrica Cultura în imagini veți putea să vizionați această emisiune. Până data viitoare, toate cele bune!